Și fiind obosită, să și-și căuta și năviflaimul mare, nimenea n-o primea. Atunci sfânta fecioară din Vifleim ieșea și-n câmp într-o poiată, acolo s-a și între dobitoace pe fânul cel uscat născuse prea curata un mare Iul începe a plânge, Maria-l mângâia, o nu plânge, Iisuse, tu cunoști atunci la orice casă se-aud colindător, colinda lor duioasă răsună până o linda lor.